Mircea Xente și-a recăpătat pofta de gol, a înscris la Vâlcea și a făcut-o și în curtea școlii contra elevilor de la Colegiul Regele Ferdinand. Normal că îmi doresc chiar și aici cu copiii să înscrie, trebuie să ai asta în sânge, ca atacant. Golgheterul lui Poli și-a făcut datoria și la meciul cu Licenii. Goga a înscris de două ori. Nici nu e de mirare că atacul lui Poli a funcționat atât de exact. Goga și Accent au vrut să se facă matematicieni. Ți-a plăcut ceva anume, o materie anume în școală, pe lângă? Da, matematica, în primii ani. Deci dacă nu făceai fotbal, probabil erai profesor. Da, eram un matematician, cred că. Pot să zic la fel, tot matematica mi-a plăcut cel mai mult.